Ne aflăm în plin post al Crăciunului, unul dintre cele mai importante posturi din an. În această perioadă, credincioșii care doresc să respecte regulile nu mănâncă produse lactate, carne și ouă, iar în zilele de luni, miercuri și vineri nu consumă ulei și nici vin. Dar abținerea de la alimentele interzise nu este suficientă dacă nu este însoțită și de o abținere de la păcate, spun preoții. Postul înseamnă, în accepțiunea bisericii, înseamnă armonie între trup și suflet. Pentru că ființa noastră umană are două laturi. Una trupească, pământ, și una sufletească, Dumnezeire. Și noi, pe durata postului, ar trebui să ținem cont de ambele laturi. Și de latura trupească și de latura sufletească. De aceea, pe durata acestui post și pe durata celorlalte posturi, credinciosul trebuie să poarte de grijă atât pentru trup cât și pentru suflet. Când vine vorba de trup, alimente, care, reprezintă postul. Fără carne, lapte, brânză, ouă sau derivate. Celelalte sunt permise, mai ales că postul acesta aproape jumătate este îngăduit sau se dă binecuvântare pentru a se mânca pește. Și astăzi de Sfântul Nicolae se mănâncă pește. În toate zilele de sâmbătă și duminică, până pe data de 20 decembrie inclusiv, este dezlegare la acest aliment. Postul Crăciunului este unul de bucurie, premergător nașterii Domnului, nefiind atât de drastic din punct de vedere al bucatelor, precum cel al Paștelui. Noi, ca duhovnici, îi rugăm, nu putem să-i obligăm. Nici Dumnezeu nu ne obligă să ne fie nouă bine. Îi rugăm pe toți fiii noștri duhovnicești să facă un efort și să postească. Și pentru ca să se poată convinge de foloasele și binefacerile postului, îi îndemn. Înainte de post, să facă un set de analize. După post, încă un set de analize și o să vadă câte diferență uh, prin comparația acestor analize. Unii credincioși obișnuiesc să țină post, în special în zilele de miercuri și vineri. Alții, însă, nu se pot abține și mănâncă alimente de dulce, așa cum popular li se mai spune celor interzise în această perioadă. Parțial decât miercurea și vinerea, prima săptămână din post și ultima săptămână toate săptămâna. Nu, nu pot să mint, nu. Nici vinerea? Da, câteodată, câteodată, nu mereu. Miercurea și vinerea. Nu, eu nu, țin niciodată post. Nici vinerea? Nu nici vinerea. Nu țin, n-am obișnuit și nu țin. Nu asta e păcatul că mănânci de dulce, să nu faci alte... Lucruri rele. Miercurea și vinerea da. Potrivit calendarului ortodox, postul Crăciunului se va termina pe 24 decembrie.